dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face împreună un make-up tutorial folosind produse ale brandului Be Perfect. În stânga mea am un colețel plin cu produse din partea lor pe care deja vi le-am prezentat pe Instagram și pe TikTok. Trebuie să vă mărturisesc că le-am testat, le-am folosit și deja mi-am format o părere despre fiecare dintre acestea. În videoclipul de astăzi, pe lângă faptul că vom face împreună un machiaj, sper eu, pe gustul vostru, vă voi spune și care este părerea mea despre aceste produse pe care le-am primit. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul la treabă pentru că avem de lucru, așa că vă invit să mă urmăriți! Pentru început, ne vom ocupa de sprâncenuțe și am primit din partea celor de la Be Perfect două produse care să mă ajute în acest sens. Este vorba despre un săpun pentru sprâncene și un creion pentru sprâncene. Mai întâi de toate vom începe cu săpunul, despre care vă pot spune doar atât. Este extraordinar de bun, mult mai bun decât ceara pentru sprâncene, pe care o folosesc de mai bine de 2 ani, pe care v-am prezentat-o de-a lungul timpului de foarte multe ori, și despre care v-am spus că este preferata mea, este produsul la care nu pot renunța. Ei bine, a venit timpul să descopăr un produs mult mai bun decât ceara pentru sprâncene de la Baby, și anume săpunul de la Be Perfect. Trebuie să vă spun despre acesta că, spre deosebire de ceara pentru sprâncene, indiferent cât de mult produs ai aplica, nu o să te trezești niciodată pe parcursul zilei cu sprâncenele albe. Din acest punct de vedere, eu consider că acest produs este mult mai bun decât ceara pentru sprâncene. În altă ordine de idei, dacă ar fi să zic un minus al acestui produs, este faptul că durează ceva până când obții acel efect de sprâncene laminate. Însă, atâta timp cât ai un eveniment, o nuntă, un botez, o petrecere, din punctul meu de vedere, nu contează cât de mult îți ia să-ți faci sprâncenele. Important este ca acestea să arate bine pe tot parcursul evenimentului. Ambalajul acestui produs este unul deosebit din toate punctele de vedere. Vorbim despre un ambalaj metalic pe șină, iar cantitatea de produs este una considerabilă. Cred că îți ajunge pentru mai bine de 6 luni, poate și un an de zile acum, depinde cât de des te machezi. Eu deja l-am folosit de, să zicem, 2 săptămâni și nici măcar nu se vede. Nici măcar nu se vede. Ca să înțelegeți cât de mult produs se află în acest recipient. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Pentru a activa săpunul de la Be Perfect, ai nevoie de un spray fixator. Aplici un singur puf pe suprafața săpunului, iar mai apoi vii cu peria pentru sprâncene și stânga-dreapta, stânga-dreapta, iei produs pe periile acestea. Iar mai apoi, începi să îl aplici pe sprâncenuță. Mai întâi de toate, eu îl voi aplica în felul acesta, astfel încât firele să fie bine, bine, bine umplute cu săpun. Iar mai apoi le voi ridica. Dacă vi se pare că suprafața săpunului s-a uscat și a absorbit tot spray-ul fixator, puteți reaplica un puf, nu mai mult. Nu vă sfătuiesc să puneți o cantitate foarte mare de spray fixator pe suprafața săpunului, deoarece efectul acestuia nu va fi unul plăcut vouă, vă garantez asta. Trecem mai departe, nu înainte să vă spun că produsele celor de la Be Perfect le găsiți exclusiv pe site-ul celor de la Marionaux, iar prețul acestui săpunel este de 69 de lei. Iar acum trecem la creion. Ei bine, acest creion pe care l-am primit din partea celor de la Be Perfect este ultra fin, retractabil și mai mult decât atât, are și o perie. Imediat. Uitați-vă cât de finuț este, îmi place foarte mult ambalajul, trebuie să vă mărturisesc asta. Și avem așa, într-un capăt avem peria pentru sprâncene și în celălalt capăt creionul. Nuanța pe care eu am primit-o este nuanța brown. Pe site-ul celor de la Marionaux găsiți toate nuanțele disponibile, așa că aveți de unde alege. Haideți să începem să ne creionăm sprâncenuțele. Încă un lucru pe care vreau să îl precizez. În legătură cu acest creion, funcționează de minune cu săpunul.
sprâncenele noastre sunt gata, nu ne rămâne decât să trecem la machiajul tenului. Nu înainte însă să vă spun care este prețul acestui creion. Ei bine, îl găsiți pe site-ul celor de la Marionă la prețul de 59 de lei. Iar acum revenind la machiajul tenului, din păcate cei de la Be Perfect nu mi-au trimis fondul de ten și concealerul noi apărute, însă dacă vă doriți să le testăm împreună, nu vă rămâne decât să-mi lăsați un comentariu și eu am să țin cont de dorințele voastre. Mă voi conforma, mi voi face comandă de cele două produse despre care am auzit doar păreri pozitive și într-un videoclip viitor le vom testa împreună. Până atunci, eu am să revin cu machiajul tenului gata și trecem la contouring, pentru că, dragii mei, cei de la Be Perfect mi-au trimis și o paletă pentru machiajul feței, The Perfect Storm, și pe aceasta o vom testa în minutele ce urmează, așa că urmăriți-mă! Am revenit! Nu știu dacă v-ați dat seama, însă am încercat să fac o tranziție așa cum fac pe TikTok. Dacă mi-a ieșit, mă bucur, dacă nu mi-a ieșit, asta este, o să mai încerc. Până la urmă, trebuie să-mi iasă, corect? Revenind la The Perfect Storm, aceasta este prima paletă completă de față pe care cei de la The Perfect au scos-o și haideți să vă arăt. Haideți să nu mai pierdem vremea și să vă arăt. Ambalajul este superbisim. Din punctul meu de vedere, genul acesta de paletă este ideală de luat cu tine în vacanțe pentru că economisești foarte mult spațiu. Și acum haideți să vă arăt componența acestei palete, care are și oglindă, asta pentru persoanele cărora le plac paletele cu oglindă. Ea conține așa, conține un bronzer, conține un blush piersiciu, potrivit tuturor, dacă mă întrebați pe mine, un iluminator șampanie. Mi-aș fi plăcut să fie o nuanță mai deschisă, însă arată bine, o să-l folosesc în machiajul de astăzi. Și mai avem aici o pudră translucidă, setting powder. Foarte interesantă această paletă, foarte pigmentate aceste două produse, bronzerul și blush-ul. Mi-ar fi plăcut să existe și un contur, o pudră de contur. Într-adevăr, bronzerul poate fi folosit și pentru conturarea feței. O să-l folosim pentru a ne contura fața, însă diferența dintre bronzer și contur constă în tonuri. Bronzerul are ceva portocaliu în el, iar pudra de contur este neutră. În special pentru persoanele cu tenul alb, este indicat să folosească și pudră de contur și bronzer. Însă, dacă nu sunteți genul acela de persoane care să folosiți foarte multe produse, like me, trebuie să recunosc asta, este suficient un bronzer sau o pudră de contur pentru întreaga față și ați încheiat povestea. Eu am să folosesc bronzerul pentru a-mi contura tot tenul, pentru că se potrivește, l-am mai folosit, v-am spus asta, doar că trebuie să ai foarte mare grijă în ceea ce privește cantitatea. Așa cum v-am spus, este un produs foarte, foarte pigmentat. De aceea trebuie să încercăm să luăm cât mai puțin pe pensulă, astfel încât să nu facem vreo năzbâtie. Haideți să începem! Așa arată partea conturată și așa arată cealaltă. Bineînțeles că se vede diferența, de aceea este și foarte important să vă conturați tenul ori cu pudră de contur, ori cu bronzer, ori cu amândouă, cum considerați voi de cuvință. Dacă sunteți genul de persoane care folosiți și pudră de contur și bronzer, ei bine, trebuie să știți următorul lucru. Bronzerul se aplică în zona aceasta și foarte, foarte puțin în zona aceasta, în special în locurile în care se face o umbră. Acolo se aplică bronzerul. Pudra de contur se aplică în zona aceasta și în partea de jos. Haideți să aplicăm și blush-ul. O să ne facem jumătate de față complet și mai apoi o să mă ocup eu și de cealaltă jumătate. Trecem la blush. Din nou mare grijă pentru că este foarte, foarte pigmentat. Și în momentul în care l-am aplicat, trebuie să vă mărturisesc că am luat o cantitate enormă de produs. Eu mai las pe mână din produs, pentru că nu vreau să iau o cantitate mult prea mare. Revenind, prima dată când l-am încercat, am folosit o cantitate foarte mare și mi-a fost destul de greu să le stompez, pentru că e foarte pigmentat, deci e
ceva desperiat. Dar, pe de o parte, e un lucru bun, pentru că putem folosi acest blush și pe post de fard de ploape. Nu trebuie decât să vă puneți imaginația la încercare. Toate produsele au multiple utilizări. Bun, eu sunt genul de persoană care optează pentru un contouring soft, un contouring destul de lejer, aș putea să zic, pentru că am observat că genul acela de contouring foarte puternic, foarte vizibil, îmi înăsprește trăsăturile. Însă voi puteți să aplicați o cantitate mai mare de bronzer, de blush, după bunul vostru plac. Depinde de gusturi, așa cum v-am mai spus. Acum o să luăm pudra de setare. Am nevoie de o pensulă mai mică. Doamne, ce-am făcut? Nu mi-am adus o pensulă mai mică. Gata, am rezolvat. Iau setting powder-ul și îl aplic în zona cearcănelor. Super! Iar acum, nu ne rămâne decât să ne aplicăm și iluminatorul. Arctic Gold, îi spune. Oh my God! Oh my God! Priviți! Priviți cât de puternic este! Superb! Superb! Și acum o să revin cu contouringul complet al tenului în câteva secunde, așa că rămâneți aproape. Dragii mei, a venit timpul să trecem la machiajul ochilor. Sunt convinsă că ați așteptat cu sufletul la gură acest moment și astăzi ne vom juca cu această paletă superbisimă de la Be Perfect în colaborare cu Stacey Marie, The Antidote. Aceasta este a patra ediție a colecției Iconic Carnival și noutatea este că este mult mai purtabilă față de celelalte palete. Eu zic să nu mai pierdem vremea și să vă arăt în toată splendoarea, pentru că este demnă de toate laudele. Este o paletă superbisimă, care, din punctul meu de vedere, se potrivește tuturor. Iar acum a venit momentul mult așteptat, să vedeți nuanțele. Vă anunț încă de la bun început faptul că nuanțele arată mult mai bine în realitate. Obiectivul camerei nu poate să preia frumusețea acestor nuanțe. Această paletă creionează o poveste romantică de culori, care ne duce cu gândul la carnaval. Ea conține 29 de culori mate, foarte pigmentate, așa cum ne-au obișnuit cei de la Be Perfect, și alte 16 nuanțe shimmery, foarte moi și foarte ușor de aplicat. În machiajul de astăzi mă gândesc să folosim aceste nuanțe superbe de verde. Asta pentru că m-am și îmbrăcat în verde. Întâmplarea face să port un tricou verde. Sinceră să fiu, nu m-am gândit să fac un machiaj verde. Nu m-am gândit înainte la ce machiaj să fac cu această paletă. Însă, dacă tot mi-au atras atenția nuanțele de verde și, sinceră să fiu, nu le-am folosit până în acest moment în niciun machiaj. Până acum m-am jucat cu nuanțele din partea aceasta, nuanțele Rosalie, în machiajele pe care deja le-am realizat cu ajutorul acestei palete și pe care le găsiți pe Instagram și pe TikTok. Dacă nu mă urmăriți, vă invit să o faceți pentru că nu știți ce pierdeți, dragii mei. Haideți să dăm drumul la treabă. Mai întâi de toate vreau să admir această paletă și să vedem cu ce nuanțe ne jucăm. Mă gândesc să fac un machiaj simpluț, astfel încât să-l puteți recrea și voi acasă. Și mă gândesc să optez pentru un machiaj cu eyeliner. Din păcate, cei de la Be Perfect nu mi-au trimis unul, așa că voi folosi un eyeliner din colecția mea. Acesta este de la Black Magic, nu-l găsiți nicăieri. L-am primit într-un advent calendar și am încercat și eu să mi-l recumpăr de undeva, pentru că e foarte bun, dar nu l-am găsit disponibil nicăieri. Haideți să-i dăm drumul la treabă! Din paleta The Antidote am să iau nuanța Mystic pentru a seta eyelinerul. Mai apoi îmi voi îndrepta atenția către nuanța Clover, acest verde superbism. Revin la eyeliner și am să trasez o linie cumva deasupra pliului, astfel încât
ochiul meu se pară mult mai mare. Linia nu trebuie să fie dreaptă, pentru că ne vom ocupa de aceasta în minutele ce urmează, folosind din nou fardul mistic. Vom lua din nou nuanța Clover, pe care o vom aplica deasupra. Iar acum vom lua nuanța Mousse și vom încerca să facem un blending, astfel încât linia să fie ușor blenduită, dar în același timp să fie cât de cât vizibilă. Pe pleapa mobilă vom aplica nuanța Sable. Iar peste acesta vom aplica nuanța Venom. Pentru a lumina întreg machiajul, voi folosi nuanța Glisten, pe care o voi aplica în colțul intern. Pe pleapa inferioară voi aplica nuanța Mystic. Mai apoi nuanța Clover. Și nu în ultimul rând, nuanța Moss. Iar în colțul intern al pleoapei inferioare, aplicăm din nou Glisten. Pe linia apei, ideal ar fi să aplicați un creion negru. Suntem gata! Sunt tare curioasă dacă vă place ce a ieșit. Rămâneți aproape pentru că revin imediat cu machiajul complet. Hello, dragii mei! Am revenit cu rezultatul final. Sinceră să fiu, nu mă așteptam la un asemenea machiaj. Dar dat fiind faptul că cei de la Be Perfect sunt vestiți pentru culorile lor foarte pigmentate, bine, asta a ieșit. Dacă vă mai doriți să mai lucrăm cu această paletă, nu trebuie decât să-mi lăsați în comentarii și în videoclipul următor o să pregătesc un machiaj mai soft, un machiaj de zi, pentru că acesta este clar un machiaj de seară. În ceea ce privește nivelul de dificultate al acestui machiaj, credeți-mă pe cuvânt, dacă vă înarmați cu foarte multă răbdare, o să vă iasă. Nu aveți nevoie decât de ustensilele potrivite și, bineînțeles, de o paletă de machiaj cum este cea de la Be Perfect. Am uitat să vă spun care este prețul paletei The Antidote și paletei The Perfect Storm. O să începem cu paleta The Perfect Storm. Prețul acesteia este de 109 lei, zic bine, mi-am notat pe știu. Da, 109 lei. O găsiți pe site-ul celor de la Marionnaud, la fel ca și celelalte produse. Și în ceea ce privește paleta The Antidote, prețul acesteia este de 236 de lei. Vă dau un pont. Dacă intrați în fiecare zi pe site-ul celor de la Marionnaud, timp de o săptămână, o să aveți surpriza să constatați că la ei sunt mai mereu reduceri. Și eu vă sfătuiesc să așteptați reducerile de 30%. Acelea sunt cele mai mari reduceri de pe site-ul celor de la Marionnaud. Și o să prindeți toate aceste produse la 30% reducere. Apropo de asta, zilele trecute am intrat eu pe site-ul celor de la Marionnaud și am văzut că au niște rujuri superbe, nebune, într-adevăr, nuanțele sunt nebune, la 50% reducere! E o ofertă de neratat! Credeți-mă, e o ofertă de neratat. Am văzut acolo și un iluminator. Interesant lucru, abia de m-am putut abține să nu-mi cumpăr și eu ceva, dar am de toate, deși în ultima perioadă, fac aici o paranteză, în ultima perioadă am încercat să mă abțin să mai cumpăr produse de make-up, pentru că am atât de multe și nici nu aveți idee câte palete am, noi nouțe, în cutie, pe care urmează să le testez împreună cu voi, neatinse. Neatinse! Așa că rămâneți aproape
fiți cu ochii pe canalul meu de YouTube, abonați-vă canalului meu de YouTube, dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez mai des și, dragii mei, am ajuns la machiajul buzelor. Nu mai e mult și videoclipul de astăzi ajunge la final. Nu ne rămâne decât să ne ocupăm de buze. Eu am buzele foarte uscate, recunosc asta. Cei de la Be Perfect mi-au trimis și unul dintre rujurile lor din colecția Supreme Velvet. Nuanța pe care ei mi-au trimis-o este Sugar and Spice. O nuanță superbisimă, o nuanță foarte frumoasă. Rujul acesta este cremos, este foarte rezistent și nu se usucă. Este un nude cald cu subtonuri roz și eu zic că este numai bun pentru machiajul nostru. Haideți să îl aplicăm. Și are un miros delicios, credeți-mă. După cum sunt sigură că ați observat, nu am mai optat pentru creion de buze, asta pentru că acest ruj are un aplicator extraordinar de ușor de utilizat, care m-a ajutat foarte mult în a-mi contura buzele. Și, dragii mei, acesta este rezultatul final. O să mă aranjez un pic la păr și revin. Dragii mei, uite că am ajuns la finalul acestui videoclip. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdarea de care ați dat dovadă vizualizând acest videoclip de la început și până la sfârșit. Am uitat să vă zic cât costă rujul, pe acesta îl găsiți pe site-ul celor de la Marionno, la prețul de 74 de lei. Revenind la machiajul meu, sunt tare curioasă dacă vă place ceea ce a ieșit și nu în ultimul rând, dacă în colecția voastră de make-up aveți produse de la Be Perfect și ce părere aveți despre ele, bineînțeles, dacă vă plac, dacă le folosiți. Sunt tare curioasă să aflu. Dragii mei, eu sunt Angelica Iordănescu. Vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip și nu în ultimul rând să zâmbiți cu gura până la urechi, așa ca mine. Ne revedem cu drag în videoclipul viitor. Bye!